Mamă, ce vis. Să mă ridic din pat, gata, nu mai. Ce vis urât am avut, deci nu, n-am dormit bine deloc în seara asta, mamă. Și acum mi-am dat seama că azi e luni, trebuie să ne ducem înapoi la școală. Mamă, trebuie să ajung repede la baie, hai repede la baie să mă spăl pe dinți, să mă spăl pe față că nu mai pot, mamă, deci... groaznic. Să mă spăl pe mâini aici, mamă, și să-mi dau și pe față. Gata, hai acum să iau și pasta de dinți, periuța. Totuși, sper să fie o zi neniștită, sincer, că e luni, nu-mi place luni. Deja am început-o prost cu toate astea, gata, hai că ne-am spălat. Frumos, acum hai să mergem, trebuie să ne îmbrăcăm, trebuie să ne facem toate astea. În primul rând, hai să beau și o cafea, că n-am băut deloc, hai să fac cafea sau... Hai că fac ceva, un shake, ceva, că n-am chef de cafea, sincer. Hai, de asta, de portocale. Sper că e portocale sau e de morcovi, ăsta nu mai știu de care era, dar hai să bem, nu știu cum a fi, aia e, vedem. Gata, hai să mergem. De mâncat nu mai am timp să mănânc, lasă că mănânc după că mă întorc acasă. Trebuie să opresc toate lumina din casă și trebuie să plecăm acum repede la școală, că ne așteaptă copii și cred că am întârziat, sincer. Ce bine că am ajuns, mă, mai am foarte puțin, trebuie să parchez. E bine că am ajuns, că am întârziat deja de 6 minute și nu e bine. S-ar putea să mă prindă domn director și sper să nu se întâmple asta, deoarece o să am mari probleme. Dar hai să parchez repede, gata, o parchez aici, o las, bam, hai să sar acum repede din mașină. Am plecat, hai repede la clasă, repede, că nu e bună, mie că mă vede domn director și nu e bine dacă mă vede. Bă, dar e cam pustiu pe aici, am văzut și pe străzi, nu era nimeni, ce se întâmplă? Domnul gardian, spuneți-mi și mie ce se întâmplă aici, de ce nu e nimeni aici, de ce n-a ajuns nimeni aici? E ceva în neregulă, nu înțeleg ce se întâmplă. Bună ziua, bine ați venit, s-a întâmplat ceva, de ce ați venit astăzi? Ați uitat ceva? Duceți-vă sus la clasă dacă ați uitat ceva. Bă, cum adică dacă am uitat ceva, ce vrei să spuneți, că nu înțeleg ce vrei să spuneți aici? Am puțină treabă, nu pot să vorbesc acum, vorbim mai târziu, vă rog. Ok, am înțeles, da, bă, nu știu, what? De ce vorbești așa cu mine? Mamă, trebuie să ajung repede la clasă. Nu știu, se comportă ciudat domnul de aici, dar nu știu. Hai să ajungem repede la clasă, mamă, stai că am urcat pe partea greșită. Nu, am uitat că e pe partea cealaltă. Trebuie să ajung repede. Bine că nu m-a văzut domn director, că dacă mă vedea, o încurcam rău de tot. Hai să ajungem repede la clasă aici. Nu e nimeni. Bă, stai, nu e nimeni. Da, de ce nu e nimeni? Copii, unde sunteți? Hai că știu că îmi face. Hai, da, 100%. Hai că stau aici. Ieșiți voi de acum din dulap, că știu că îmi faceți glume, faceți de-astea. Mă, ieșiți-mă de aici din dulap, mă. Ieșiți din dulap, mă, ieșiți. De ce? Nu e nimeni? Păi de ce nu e nimeni la școală? Mă, eu nu înțeleg de ce nu e nimeni la școală. Am întârziat prea mult și deja au plecat copiii. S-au chiules copiii. Ce se întâmplă? De ce? Mă, stai-mă puțin. Nu s-a terminat, nu acum încep orele. Stai că trebuie să mă duc înapoi la domnul paznic de acolo, de afară. Am și o mică problemă, vă rog. Nu știu, spuneți-mi și mie eu nu înțeleg. Am ajuns prea târziu la școală sau care e faza? De ce nu mai e nimeni? Au chiulit copiii, au plecat de la școală. Spuneți-mi dacă ați văzut pe cineva care a ieșit de aici din clasă, de acolo de la clasa de matematică. Spuneți-mi dacă au ieșit doi copii, Darusel și Castru. Spuneți-mi dacă au ieșit, că eu nu înțeleg ce se întâmplă, de ce nu e nimeni la școală. Cum adică de ce nu e nimeni la școală? Normal că nu e nimeni la școală, e sâmbătă. Cum adică să fie cineva la școală? Cum adică e sâmbătă? E luni. Cum să fie sâmbătă? Ce aveți? Cum adică e sâmbătă? E sâmbătă, cum să fie luni? Nu vedeți că sunt doar aici în școală. Sunt doar eu în școală aici. Nu e nimeni altcineva. Ați văzut, nu e nicio mașină afară, nu e absolut nimeni. Ați văzut pe cineva prin școală pe aici? Nu e nici domn director, nu e nimeni. Sunt doar eu aici. Asta așa e, dar eu știam că e luni. Cum adică e sâmbătă? Este sâmbătă. Uitați aici, vă arăt. Dacă vreți să vedeți, vă arăt acum pe ecran. Nu este luni. Ați greșit probabil, nu știu. Aveți ceasul dat înainte, telefonul, data, nu știu ce se întâmplă, sincer. Da, și am crezut că e luni astăzi. Da, asta m-am târzit. Eu așa, doamne, mamă. Lăsați. Bună ziua, la revedere, numai. La revedere. Cum adică, și-o m-am trezit degeaba la ora asta. Trebuie să ajung să-mi iau mașina și să plec, nu știu. Măcar e bine că am încă o zi liberă, totuși, credeam că e luni. Am început prea prost ziua asta, sper totuși să nu se termine așa prost, să fie de acum încolo mai bine, totuși. Trebuie să mergem, hai să mă duc să mănânc, că n-am mâncat deloc. Trebuie să ajungem aici la restaurant, hai să facem stânga repede. E bine că e restaurantul aici aproape. Mi-e foame și nu mai pot.
n-am mâncat nimic, sunt mort. Cea mai proastă zi din viața mea, cred că e asta, sincer, gen, prea mahmur sunt, sincer, hai să intrăm aici. Bună dimineața, bună ziua, bună ziua, ce faceți? Vreau și eu să mănânc ceva, puteți să-mi dați și mie meniu? Să-mi arătați și mie meniu, vă rog. Hai să vedem ce meniu aveți, sper că e același, nu? E același? Da, e același, același, deci ce mi-aș lua eu de aici? Hai să-mi iau... Haideți, dați-mi și mie niște carne de asta, vreau niște carne, cumpăr acum. Dați-mi doar una, atâta, perfect, vă mulțumesc. Vă mulțumim pentru comandă, o să dureze undeva la vreo 10 minute. Ok, am înțeles, haideți că iau loc aici. Măcar e bine că am și un liber aici, aștept aici mâncărica frumos să vină și... Da, mamă, stai să mă duc și eu până la baie, am nevoie la baie, că nu mi-am făcut nevoile astăzi, am fost la toaletă, dar nu mi-am făcut nevoile, am fost la baie, la toaletă n-am fost de fapt. Ha. Auziți, toaleta unde este? Toaleta, uitați-o în partea mea, în dreapta mea, adică în stânga dumneavoastră este acolo. Hai să mă duc înapoi acolo la masă, cred că o fi ajuns mâncarea, cât am stat la baie și toate astea, cred că a ajuns mâncarea. Ha, da, în sfârșit a ajuns mâncarea, hai să mâncăm, să păpăm și noi acum frumos, bam. Ah, bă, da, foame mi-era. Bună mâncarea, bună mâncarea, da, nu mai pot, gata. Hai, gata, să plec de aici acum și n-a repede. Vreau să dau niște ture mai întâi de oraș, câteva ture așa și după merg acasă, că am treabă, trebuie să pun gardul, trebuie să fac toate alea. Uite, schiu, eu am un băiat pe aici. Mamă, ce să dă copilul ăsta? Ia stai să fac și o vizită aici puțin. Dar unde o parchez, mă? Cred că aici, cred că aici e perfect să parchez. Ia să-l văd, mă. Ia, ce să dă, mă, copilul? Bă, ce să dă? Ce aș vrea și o să pot să mă mai dau, dar la bătrânețea asta deja am cocoșa și eu nu pot să mă mai dau. Mamă, cum să... Bă, da, parcă are... Asta-i cumva, dar eu sel? Alo? Băiatu, 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 stai puțin, stai pe loc să... Ești cumva, dar eu sel? Profu, ce faci, profu aici? Ce faci, dar eu sele? Ce faci tu aici? Ce faci, ești... Eu mă dau pe skateboard, domnul, da, deci... Sunt plecat în haine de școală. Bună întrebare, chiar mă întreb și eu asta. Păi fii atent, dar să le, ce zi e azi? Azi e sâmbătă. Deci fii atent, dar să le, ce am făcut eu azi. Deci nu-ți vine să crezi. Eu am crezut că azi este luni, m-am trezit, mamă, după ce că am dormit, am avut un coșmar nașpe, am crezut că e luni și m-am dus la școală. Am văzut acolo era domnul paznic, îmi zicea el, acolo nu înțelegeam ce vrea să zic, că după m-am întors, l-am întrebat, dar ce, de ce nu e nimeni la școală? Și mi-a zis, păi da, e sâmbătă azi. Și după, paolo, eu m-am dus la școală, dar să le astăzi, am crezut că e luni. Pastilele, domnul, luați-vă un ceas, puneți ținul până... Ce paste, ce pastile, dar usele, ce pastile să-mi iau? Ce pastile, cum adică să-mi iau pastile? Ce înseamnă asta? Aveți o beșină și muriți, domnul. Vrei să vorbesc cu părinții tăi? Mă duc acum la tine acasă? Ia stai, mă, că mă duc eu acum la tine acasă, dar usele. Nu, nu, domnul, nu! Ce nu, ce nu, ce nu, gata, gata, pa, dar usele, pa. Facem o cursă, domnul, facem o cursă. Ce cursă, dar usele? Cu ce vrei să faci tu cursă? Cu skateboardul, cu ce? Da, domnul, da, domnul. Și cu mașina. Ia să te văd, dar usele, dacă ești tu bun. Ia stai să te văd, dar usele. 2 Hai, 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 hai. Bă, dar nu-i corect, a mea pleacă greu. Ha, s-a adus Dariusel. Lasă că plec acasă, gata, nu mai las pe Dariusel. Lasă să duc încolo, că nu mai, nu mai. Hai, hai. Mă, dar e mișto rău fântâna asta de aici. Chiar îmi place, e frumos. Stai să mă fac și o oprire aici. Nu, am făcut accident. Ta,